În cadrul programului dedicat sărbătoririi a 100 de ani de existență a Colegiului Național Dragoș Vodă a avut loc și o sesiune de lansări de carte. Bună ziua! Astăzi o să fiu mai puțin protocolar, cu toate că avem autorități aici în sală. Și o să vă spun doar atât, dragi prieteni ai Colegiului Național Dragoș Vodă, bine ați venit! Sincer, în momentul în care am intrat în sală, am fost mai mult decât surprins. Sunt impresionat de numărul invitaților prezenți și vă mulțumesc pentru că sunteți aici alături de noi într-un moment atât de important pentru Colegiul Național Dragoș Vodă. Suntem la 100 de ani de existență, 100 de ani în care eu cred că am probat în fiecare an, în fiecare clipă, menirea și motivul pentru care această școală a fost înființată. Aceea de a duce tinerii Maramureșului spre desăvârșire, de a le crește aripi și de a le arăta un drum în viață. Nu o să vă spun mai mult, o să vă mulțumesc încă o dată și o să las pe prietenul nostru, Ionica Mariș, să conducă întâlnirea noastră. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență, la mulți ani Colegiului Național Dragoș Vodă și la mulți ani tuturor dragoșiștilor. Bună ziua și bine ați venit, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, dragi prieteni, domnule prefect, și nu mai continuu cu celelalte titluri, pentru că suntem între prieteni, mare majoritate, suntem absolvenți de Dragoș Vodă. Deci, parcă am spus, nu conduc, ci încerc să moderez această întâlnire. Înainte de a intra așa rapid și profund în mesajul dragoșist al zilei de azi, mesaj tipic Gaudeamusului, unui târg de carte, un mic târg de carte, și înainte de a trece și la invitații special, aș dori să invit un bun prieten, absolvent de Dragoș Vodă, promoția 1980, coleg de bancă cu mine 12 ani, decanul pentru al doilea mandat a Facultății de Știință și Ingineria Mediului din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj, pentru a amâna din partea Universității Babeș-Bolyai să-mi leze o diplomă, un mesaj special de la cea mai importantă, universitatea noastră, a celor din jurul Clujului. Și apoi vom continua și cu prezentarea celorlalți prieteni. Deci profesor universitar dr. Alexandru Odunu, din partea UBM. Mulțumesc, Ionica, într-adevăr, cele mai frumoase amintiri sunt legate de cei 12 ani și nu cred că trece o săptămână fără să pomenesc pe unui prieten că am stat cu Ionica în ultima bancă de la JAM și, bineînțeles, și de ceilalți colegi din celelalte bănci din jurul nostru, dar sunt foarte fericit, dragi prieteni, și am atât de mult mare emoții că mă aflu în această sală, sunt din promoția 1980, și exact ca și o frunză care s-a desprins din acest arbore imens, Colegiul Național Dragoș Vodă, care a împrăștiat aceste frunze ale cunoașterii în toate zările, am ajuns și eu de departe, la câteva, la 100 și ceva de kilometri, la Cluj, dar am ajuns și departe, și prin Africa, și prin America, și prin Japonia, și sunt mândru că absolvesc, și sunt mândru când văd atât de mulți tineri. Și nu mi-e frică când stau sub acest balcon, fiindcă sunt sigur că ei ne protejează și ne vor proteja în continuare cât ne mai dă Dumnezeu să trăim. Vă mulțumesc pentru onoarea de a fi aici și pentru bucuria pe care mi-am creat-o. Am sedat domnului director să-l îmbrățișez această diplomă din partea Facultății de Știință și Ingineria Mediului și mesajul domnului director, domnului academician Ionare Copt. Multă, multă sănătate! Mulțumesc.
Ne-am propus în fiecare emisiune să facem o pledoarie pentru lectură, așadar și în cadrul acestei ediții vom vorbi despre carte și mai exact despre cărți proaspăt ieșite de la tipar. Vom vorbi cu autorii acestor cărți. Unul dintre ei este Ion Mariș. Bună ziua și bun găsit! Bună ziua! Mulțumesc că sunteți prezenți tocmai la această frumoasă aniversare a colegiului actual Dragoș Vodă, liceul Dragoș Vodă, pe care l-am absolvit și eu în 1980. Am rămas în Sighet și mă ocup acum și de carte. Coordonez editura Valea Verde, iar în aceste zile, de fapt azi, vom vorbi și vom oferi sighetenilor, cenedeviștilor, un număr de 5 cărți. Despre două s-a vorbit, au fost lansate prefecții Maramureșului, autor doamna Clara Gusă și prefectul Maramureșului, domnul avocat Vasile Moldovan. Ion Bledea, sculptorul Nordului, cu câteva săptămâni a fost lansată și acum venim la actualitate. Este vorba de volumul profesorului Marius Voinaghi, Sila Bisiri, un volum frumos de haicuri. Este vorba de antologia absolvenților dragoșiști, antologia poeților, absolvența liceului Dragoș Vodă, Voi Cuvinte, și de volumul pe care l-am tipărit autor împreună cu doamna profesoară Brândușa Oanță, #CNDV100, convorbiri, mărturisiri. Deci astea sunt cele 5 cărți despre care astăzi discutăm, toate apărute la Valea Verde, dar în mod special dedicate centenarului și acestei cetăți a inteligenței, cum obișnuim noi să îi spunem. Sunt cele 3, Sila Bisiri, volumul de poezie, #CNDV100 și, evident, Voi Cuvinte, poeții dragoșiști. Vorbiți-mi puțin despre cel la care sunteți și dumneavoastră autor împreună cu Brândușa Oanță. Sunt coautor la volumul de interviuri de anul trecut. Ne-am gândit împreună cu profesora Brândușa Oanță să aducem și noi un omagiu, între ghilimele, evident, omagiu firesc, literar, artistic, colegiului Dragoș Vodă și am pornit seria pe site-ul Salut Sighet, am pornit seria de interviuri sub emblema #CNDV100. Am reușit până în acest moment, pentru că a fost destul de complicat să găsim în lumea largă dragoșiștii răspândiți, să-i convingem, să-i contactăm, etc., dar sunt 25 de personalități cuprinși în acest volum. Dintre ei câțiva sunt prezenți, colegul meu de bancă, profesor universitar dr. Alexandru Ozunu, care este decanul Facultății de Știință și Ingineria Mediului, profesorul universitar dr. Habil Ioan Zițac de la Oradea Arad, trebuie să apară și domnul profesor Petru Dunca, profesor universitar Petru Dunca de la Universitatea de Nord Baia Mare. Sunt personalități răspândite în lumea largă și evident să dăm cezarul lui cei al cezarului. Sunt și sighetenii, poeții Echim Vancea, Marin Slujeru, domnul profesor Mihai Dăncuș, Ion Ardeanu Pruncu. Deci sunt 25 de personalități care oferă o imagine frumoasă și cred eu definitivă, concisă liceului Dragoș Vodă. Marius Voinaghi, la prima ta carte, Sila Bisiri, spune câteva cuvinte pentru telespectatorii noștri despre acest volum. Prima carte în domeniul filologiei, nu de al istoriei sau arheologiei, în sensul în care puțină lume își mai amintește, dar am întâlnit Dragoș Vodă, de care sunt mândru acum la centenar, la prima clasă de filologie, istorie de după Revoluție. Foarte complicat să vorbești despre propriul volum, dar m-am gândit că ar fi indicat la 100 de ani de la înființarea acestui liceu să-mi selectez din cele câteva haicuri pe care le-am scris 100 și să vi le dedic vouă tuturor prietenilor mei, în primul rând. M-au încurajat să fac chestia asta pentru că nu e simplu. Mă încearcă foarte multe sentimente, nu știu, să vedem ce vor spune criticii. Eu, cum să vă spun, doar ce le-am scris și vi le fac cadou. Să vă încânte, să vă bucurați de ele. Mulțumesc lui Ionica Mare și editorului de carte, sponsorilor mei care m-au susținut acest proiect.
Nu vă ascund că sunt foarte, foarte mândru de slujerul, Marin Slujerul, prietenul nostru, alt absolvent de Dragoș Vodă, care m-a încurajat și care m-a determinat să le scot la lumină. Lui Ișvan Motruc, pentru că mi-a aranjat această carte, mi l-a pus în imagini, oarecum, fotografiile din acest volumaj nu mi-aparțin, însă el a avut câteva idei. Sper să vă placă și să înțelegeți, să treceți mai încolo de cuvinte, să vedeți ce înseamnă un haiku, de fapt. Trecând mai departe de forma rigidă 5-7-5, să vă puteți bucura la această de seară, într-un format mic, frumos, ușor, de citit. De obicei, vi recomand la apusuri, cu un pahar de vin, cu prietenii, cu iubita, cu ce vreți voi, numai bine. Ce transmite cititorului acest titlu, Silabisit? Ce vreți voi, nu pot să vă dau nimic din casă, în cifrarea sper să o găsiți cât mai repede. Mulțumim! Cu multă plăcere! Domnule prefect, sunteți coautor al cărții Prefecți de Maramureș. Care a fost contribuția dumneavoastră? Așa este. Imediat după unirea din 1918 a avut loc centenarul. Ulterior, în anul următor, 1919, a fost instalarea primei administrații românești în Maramureș. A pornit de aici, din Sighetul Armației, Maramureș și Voievodal. S-a instalat primul prefect în aprilie 1919. Și în acest sens m-am gândit că ar fi bine să lansăm o astfel de carte. Am apelat la Arhivele Naționale, în special doamna Clara Gușet, și împreună cu un colectiv din cadrul Prefectorii Maramureș și din cadrul Arhivelor Naționale am reușit să promovăm această carte și să o promovăm. Această carte, eu cred că este foarte importantă atât pentru instituția Prefectului Județului Maramureș, cât pentru noi, pentru maramureșeni, deoarece îmi punem în valoare personalitățile care au fost, să zic, care au făcut parte din administrația maramureșană. Este utilă pentru fiecare cititor sau doar pentru cei care au lucrat în administrație? Da, este utilă pentru fiecare cititor, deoarece putem să vizionăm parcurgerea, evoluția în timp acestei instituții, începând cu atribuțiile pe care le-a avut, diversele, să zic, perioade politice care s-au sucedat de-a lungul timpului, și este utilă, eu zic, pentru fiecare cititor care dornic de a cunoaște istoria județului Maramureș. Este prima dumneavoastră experiență de acest gen? De a scrie, de a contribui la scrierea unei cărți? Da, așa este, prima experiență de acest gen, și chiar a fost o experiență benefică și de apreciat.